Iubiții mei frați, stimată comunitate, îi mulțumesc lui Dumnezeu că din nou pot să am această parte de această bucurie de a învăța cu dumneavoastră, împreună cu dumneavoastră, din Cuvântul lui Dumnezeu. Vă spun pacea Domnului și bine ați venit în casa lui Dumnezeu, în jurul Cuvântului Său. Dar unde am merge altundeva, așa cum am cântat în cântare și mulțumesc atât pentru dorința de slujire pe care o pune în inima noastră, cât și în inima fiecăruia dintre noi care am contribuit ori cu o poezie, chiar și venirea noastră este o încurajare în locul acesta și ne putem încuraja, pentru că oriunde am putea noi să mergem altundeva decât la Domnul Iisus Hristos. Așa cum am cântat, cine ia poverile noastre? Este Domnul Iisus Hristos. Cine ne poate mântui? Cine ne dă mântuirea nouă? Domnul Iisus Hristos. Ne este asigurată mântuirea pentru noi? Da. Sigur. Dar credem lucrul acesta? Vrem să ne gândim, dragi frați și surori, în contextul acestui studiu, chiar în aceste momente Dumnezeu mi-a impresionat într-un mod minunat. Și acum mi-am dat seama că această cântare pe care am cântat-o se așează cumva, se lipește de subiectul despre care vreau să vă vorbesc în această ocazie. Acum îi spun și titlul, pentru că m-a întrebat că băiatul meu, Eric Tati, ce titlu o să fie tema din această dimineață. Și am zis, încă nu știu. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Când mă pun în rugăciune, Dumnezeu lucrează. Și știți ce titlu mi-a pus în minte? Lecții pașilor de sfințire din viața copilului Israel. Dragi frați și surori, vă invit să mergem mai departe în studiul nostru pe care noi am învățat, despre care noi am învățat în ocazia de aseară. Și așa cum v-am zis aseară, Dumnezeu lucră într-un mod atât de minunat și de fiecare dată când deschid cuvântul lui Dumnezeu, descoper dragostea lui Dumnezeu, străduința lui Dumnezeu, lupta lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia dintre noi, pentru mântuirea acestei lumi și dorește din toată inima ca noi să avem acea credință neclintită în Domnul Iisus Hristos, care ne aduce mântuirea, care ne ia toată povara. Dar, dragi frați și surori, știți, lucrurile acestea poate la plan teoretic cumva merg. Dar când ajungem la partea practică a vieții noastre spirituale, vedem că ne izbim de un perete și nu știm unde este rezolvarea. Și vă invit ca să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la 1 Corinteni capitolul 10 și vreau să vă citesc încă o dată avertizarea apostolului Pavel, îndemnul apostolului Pavel pe care a făcut către biserica din Corinteni. 1 Corinteni capitolul 10. Vreau să vă citesc începând de la versetul 1. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nori, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nori și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pe care beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și versetul 6, și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile cum au poftit ei. Și foarte interesant, în versetul 11 din nou ne avertizează tot acest lucru, dar ne mai subliniază ceva.
Aceste lucruri li s-au întâmplat, versetul 11 spune, ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Câtă precizitate, dragi frați și surori, din cuvântul. Eu mă minunez de fiecare cuvânt din partea lui Dumnezeu. Vedeți, apostolul Pavel, sub influența Duhului Sfânt, numai că a auzit intervenția Duhului spunând că aceste lucruri sunt scrise să ne slujească nouă drept pilde, pentru cine? Putem să înțelegem pentru cei de atunci, pentru apostolul Pavel, pentru biserica din Corint. Dar vedeți, Dumnezeu, în precizitatea Lui, spune în versetul 11, pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Până acum totul este bine și frumos. Dar acum spune Dumnezeu, noi să ne aducem aminte de experiențele pe care Dumnezeu a avut cu copiii lui Israel. Dar ce experiență a avut? Deschidem cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Doamne, ce experiențe ai avut Tu la care trebuie noi să medităm? Cum au fost experiențele? Noi știm acum cum a fost. Și de aceea nu vorbim de ele, pentru că noi știm. Pentru că nu au fost experiențe tocmai plăcute. Și nici nouă nu ne place să vorbim despre aceste lucruri. Ieremia, capitolul 3. Să vedem care a fost experiența lui Dumnezeu cu poporul lui din Israelul vechi. Cum au fost ei? Ieremia, capitolul 3, și vreau să vă citesc începând de la versetul 19. Eu ziceam, cum să te pun printre copiii mei să-ți dau o țară plăcută, o moștenire, podoabe între podoabele neamurilor? Mă gândeam că mă vei chema tată și nu te vei mai abate de la mine. Dar cum este necredincioasă iubitului său o femeie, așa mi-ați fost necredincioși voi, casa lui Israel, zice Domnul. Ce cuvinte neplăcute! Ne place să auzim asemenea cuvinte, dragi frați și surori. Ieremia, capitolul 3, versetul, începând de la versetul 19, inclusiv versetul 20. Dar cum este necredincioasă iubitului său o femeie, așa mi-ați fost necredincioși voi, casa lui Israel, zice Domnul. Și acum ne gândim la viața copilului Israel. Cum adică copilul Israel au fost necredincios față de Dumnezeu? Și haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Exod, capitolul 16. Și haideți să medităm și să intrăm în profunzime. Care a fost țelul lui Dumnezeu cu viața copilor lui Israel de atunci și care este țelul lui Dumnezeu astăzi? Dumnezeu din toată inima Lui a vrut să împlinească o dorință. O dorință de creștere, o dorință de sfințenie. Dar, dragi frați și surori, eu nu înțeleg cuvântul lui Dumnezeu când spune că copiii lui Israel a fost o necredincioasă ca și cum este iubitul față de o femeie credincioasă. Și acum mergem la Exod, capitolul 16, și ne întrebăm, Doamne, cum adică ei au fost necredincioși? N-au ascultat copiii lui Dumnezeu, Israelul vechi, de îndemnurile lui Dumnezeu să iasă din Egipt? Au ascultat. Oarecum, între ei, sigur că și între ei au fost cei care nu au avut acea convingere, s-au luat așa ca o turmă și au ieșit cu toții și cu ei au mai ieșit și cei din Egipt împreună cu ei. Dar au fost oameni care au fost convinși, s-au convins de adevărul lui Dumnezeu, s-au convins că locul acela unde sunt ei nu este tocmai plăcut și nu este după voia lui Dumnezeu. Și în urma intervenției și mijlocirii lui Moise, prin ajutorul lui Dumnezeu, ei, ascultând de îndemnurile lui Moise, au ieșit din Egipt. Au ieșit afară. Dar s-a întâmplat ceva. Au ieșit afară și s-au zbit de ceva.
În primul rând să vedeți cât de bun este Dumnezeu. Când ei au ieșit, ce a făcut Dumnezeu? A ajuns la Marea Roșie. Nu am timp să citesc toate versetele, mergem așa, pas cu pas. Au ieșit din Egipt și au ajuns la Marea Roșie. S-a îndepărtat un pic de Egipt și ajungând la Marea Roșie. Dar s-a izbit de o problemă. Să stai tu în fața unei mări, mare, apă, atunci nu cred că erau salvamar și vapor și așa, poate erau, dar era ceva incredibil să treci pe acolo și te uiți în spate și vezi că vin egipteni în spatele tău și îți vezi moartea. Deci, imaginați-vă cum au fost ei. Și vedeți Dumnezeu în bunătatea Lui când ei au părăsit Egiptul, a făcut o minună mare, a despărțit marea, așa-i? Și copiii lui Dumnezeu a trecut pe uscat. Deci când ei au ieșit din Egipt, a avut parte de o minune. Și în urma acestei minuni a fost atât de mult entuziasmat, putem citi în capitolul 15, putem citi tot capitolul, dar nu o facem acum, numai ca să vedem cât de bucuroși au fost și s-au minunat de bucuria pe care Dumnezeu a făcut prin minunea că pe au salvat. L-a salvat. A scos afară din Egipt, a avut parte de o minune, de o bucurie. Putem citi Exod capitolul 15 să vedem care a fost laudele cuvintele lor. Exod capitolul 15, versetul 11 spune: Cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laude și făcător de minuni? Și gândindu-ne mai departe, dragi frați și surori, vedeți, dacă mergem mai departe cu un pas și ajungem în versetul 22, această bucurie s-a dizolvat foarte repede din inima lor. Pentru că ce s-a întâmplat? Citim mai departe în versetul 22, spune cuvântul lui Dumnezeu: Moise a pornit mai departe pe Israel de la Marea Roșie. Deci după ce s-a întâmplat? Au ieșit din Egipt, a avut parte de o minune, Dumnezeu i-a făcut o minune, ei s-au bucurat, dar Dumnezeu nu l-a lăsat la marginea Egiptului, el a vrut să conducă mai departe, până ajungă în Canaan. Și conducând mai departe, Dumnezeu a vrut să lucreze la inima lor. Și cum a lucrat Dumnezeu? Dumnezeul acesta care este atât de mare și așa cum nu a înțeles copilul Israel lucrarea de sfințire a lui Dumnezeu, să știți că nici noi nu înțelegem astăzi. Ce face Dumnezeu? Îl conduce mai departe și să vedeți ce se întâmplă. Versetul 22, capitolul 15, versetul 22. Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie, a apucat înspre pustia Shur și după 3 zile de mers în pustie, n-a găsit apă. Eu mă gândesc, Doamne Dumnezeu, dar ce fel de Dumnezeu ești? Ne scoți din Egipt? Ne faci o minune, ne conduci mai departe și ne bagi într-o groapă. Nu asta au fost mentalitatea lui, mentalitatea lor de atunci. Haideți să citim mai departe. Versetul 23. A ajuns la Mara, dar n-au putut să bea apă din Mara pentru că era amară. De aceea locul acela a fost numit Mara. Poporul a cârtit împotriva lui Moise zicând: Ce avem să bem? Versetul 25. Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă și apa s-a făcut dulce. Și dacă ne gândim mai departe, vedem că cât timp a stat Dumnezeu, i-a dat apă, a băut apă. S-a întâlnit cu o apă amară, să subliniați în gândul dumneavoastră, cu o apă amară. Ei s-au gândit că vor ieși și se vor întâlni cu lucruri frumoase, minunate. Dar s-au întâlnit cu apă amară. Au cârtit împotriva lui Dumnezeu. Și mă întorc înapoi încă o dată. Deci Dumnezeu a scos din Egipt,
Dumnezeu i-a făcut o minune, ei s-au bucurat și atunci când s-au întâlnit cu această apă amară, și gândiți-vă, dragi frați și surori, la modalitatea de lucru a lui Dumnezeu, așa cum am subliniat și în ocazia de aseară, de ce Dumnezeu n-a condus prin alte cetăți sau prin alte locuri decât în pustie? Ca copiii lui Israel să înțeleagă că doar Dumnezeul Creator este singurul lor Dumnezeu care poate să dea mântuirea. Hristos ne ia povara noastră, Hristos ne dă mântuirea. Dar pe baza celor întâmplate, dragi frați și surori, vreau să vă întreb. Copiii lui Israel când au ieșit, ei au avut încredere în Domnul Iisus Hristos? A avut doar câtă timp le-a mers bine. Câtă timp, în versetul 27 citim, câtă timp a ajuns la Elim, unde era 12 izvoare de apă și 16 de finici, unde era palmier, era umbră și apă și ne-am pus la umbră, ne era bine. Și vedeți, după ce Dumnezeu i-a îndemnat să plece mai departe, în călătoria lor de sfințire, vorbesc simbolic, așa cum ne duce și pe noi și nu ne lasă la marginea Egiptului, vrea să ne conducă mai departe, prin încercări, și-a dat dovada vieții lor spirituale. Le-a venit dor să mănânce din nou ce a mâncat în Egipt. Și din nou nu mergem mult mai departe și mă opresc la capitolul 17, unde spune, toată adunarea copilului Israel a plecat din pustia Sin după călătorile zilnice pe care le poruncise Domnul să le facă și au tăbărat la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Ce fel de Dumnezeu este acesta care ne scoate dintr-un loc întunecos și ne bagă într-un altul? Gândiți-vă, dragi frați și surori, Dumnezeu a fost înțeles atunci de copiii lui, de călăuzirea, de sfințire prin care Dumnezeu a vrut să crească credința lor și a vrut să crească din ce în ce mai mult dependența lor de Dumnezeu. N-a fost înțeles. Dumnezeu n-a fost înțeles. Și cum nu este înțeles nici astăzi, dragi frați și surori? Și acum mă întorc la contextul pe care am citit din 1 Corinteni, capitolul 10. Acolo apostolul Pavel spunea că toate aceste lucruri s-au întâmplat pentru învățătura pentru noi, ca o învățătură pentru noi, cei care trăim ultimele zile. Acum gândiți-vă, dragi frați și surori, pentru lucrurile duhovnicești se pot înțelege doar cu ajutorul Duhului Sfânt. Dacă citim doar cu așa, fără ajutorul Duhului Sfânt, este doar o întâmplare și, dragi frați și surori, cei mai mulți dintre noi, din nefericire, trăim viața noastră spirituală așa din avânt. Am pornit odată, ne-am pornit să fim copii lui Dumnezeu, să fim adventiști, să fim botezați și ne-am pornit atunci și știți cum dați drumul la o minge și din încet, încet, mingea își pierde inerția aia cu care a fost pornit și așa suntem și noi de multe ori. Pentru că acum, dacă apostolul Pavel a zis că tot ceea ce s-a întâmplat cu copiii lui Israel ne slujesc pentru noi ca o învățătură, acum încercați să vă așezați în acest context. Care dintre dumneavoastră ați fost în Egipt? Cum să ne așezăm noi în acest context? Noi suntem în Egipt? Am fost noi cumva în Egipt? Trebuie să înțelegem simbolurile, dragi frați și surori, și să facem o aplicație la viața noastră de astăzi. Ce a simbolizat Egiptul? Ce simbolizează Egiptul în cuvântul lui Dumnezeu? Păcatul. Evrei capitolul 10 și vrem să deschidem cuvântul lui Dumnezeu. Evrei capitolul 10. Amin. Evrei capitolul 10 și vreau să vă citesc Evrei capitolul 11 și vreau să vă citesc experiența lui Moise. Începând de la versetul 20, 23.
Ca să înțelegem, dragi frați și surori, cum putem sau cum a lucrat Dumnezeu, când, cum ne-a scos și pe noi din această robie a păcatului din Egipt, din Egiptul de astăzi. Prin credință, versetul 23 a fost, prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui, s-a născut pentru că vedea că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Versetul 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Deci cum a fost plăcerile din Egipt? Moise nu și-a dorit să stea mai departe acolo. El a vrut să meargă, nu s-a bucurat de plăcerile de o clipă din Egipt, care simbolizează păcatul. Și dragi frați și surori, dacă ne așezăm și noi în contextul acela și ca să înțelegem învățătura pentru noi, cei care trăim astăzi, și noi nici cum nu vrem să primim această învățătură, acest paș de sfințire, dragi frați și surori. Pentru că așa cum Domnul a scos pe Israel afară din Egipt, tot așa ne-a scos și pe noi când ne-a influențat că nu este bine să trăim mai departe așa cum am trăit. Bun. Aceasta a fost întoarcerea noastră la Dumnezeu. Eu mi-aduc aminte când am auzit acele cuvinte frumoase din chemarea din partea lui Dumnezeu. Când am venit prima dată în biserica lui Dumnezeu și am văzut cât de frumoase și cât de adevărate sunt comorile Scripturii, am zis că eu nu mai pot să stau aici, trebuie să plec. Și știți ce am făcut? Am ieșit fizic, am ieșit din Egipt. Și așa ați ieșit fiecare dintre dumneavoastră, cei care sunteți botezați astăzi în biserica adventistă. Deci am ieșit din Egipt, primul pas. Copilul Israel au ieșit din Egipt, primul pas. Al doilea pas, copiii lui Israel s-a bucurat de minunea pe care a făcut-o Dumnezeu. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care a fost cea mai mare minune și cea mai mare clipă de bucurie din viața dumneavoastră? Eu pot să spun care a fost pentru mine. Botezul. Să știți, pentru mine cea mai mare minune și cea mai mare zi plină de bucurie a fost când am simțit și am văzut bucuria și minunea pe care Dumnezeu a făcut în viața mea. Aceasta simbolizează, dragi frați și surori, experiența minunii de care s-a bucurat copilul Israel. Dar știți ce s-a întâmplat cu copilul Israel? După ce a trecut botezul lor, ce a venit? Care a fost primul pas? Versetul 22 din capitolul 15, fiți atenți, veniți cu mine. Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie, a apucat înspre pustia Șur și după 3 zile de mers în pustie, n-au găsit apă. Cu ce s-a întâlnit? Cu o încercare. Și dragi frați și surori, așa suntem și noi. După ce am fost chemați să ieșim din Egipt, din robia păcatului. Am ieșit, ne-am bucurat de minunea lui Dumnezeu. Dar știți, bucuria a ținut și în copilul Israel câtă timp le-a mers bine și când a venit un pic de încercare, ei au început să cărtească împotriva lui Dumnezeu. Deși Dumnezeu avea un lucru de rezolvat în viața lor. Dumnezeu n-a vrut să lese pe ei acolo la marginea Egiptului și cum nu vrea să ne lese nici pe noi. Am ieșit cu un picior ne este afară și jumătate picior ne este înapoi. Am ieșit afară fizic și gândurile noastre ne stau la oalele din Egipt. Nu așa este, dragi frați și surori. Și spune Apostolul Pavel, voi să nu fiți așa. Voi să învățați din greșeala celor din Egipt. Și atunci poporul lui Israel s-a gândit, cum gândim și noi astăzi.
Am ieșit din Egipt, am avut parte de o bucurie și acum ne vom întâlni cu toate lucrurile minunate. Și știți, Dumnezeu, în modul lui de a lucra, a condus într-o experiență negativă ca să se întâlnească cu ei înșiși. Ați auzit acea expresie? Poți să fugi de cineva, dar de tine nu poți fugi niciodată. Oriunde te duci, cu tine te întâlnești. Ați văzut că sunt experiențe neplăcute în viața noastră, dar Dumnezeu vrea să ne învețe ceva din aceste lucruri. Ați văzut că de multe ori ezităm să ne întâlnim cu cineva și atunci ocolim locul acela unde se poate găsi omul respectiv. Ați auzit sau ați avut parte de astfel de experiențe? Ocolim persoana respectivă, dar de fapt nu este problema la persoana respectivă, ci este problema la noi, pentru că oriunde te duci, vezi că locul nu te schimbă. Dacă ești rău, poți să te duci în 10.000 de locuri. Poți să stai în oraș, poți să stai în biserică, poți să stai la munte. Dacă Dumnezeu nu-ți schimbă viața, n-ai ajuns la nimic. Deci această mentalitate a avut copilul Israel și vedeți, acest gând ne conduce, vine mai departe și suntem și noi contaminați de acest gând, dragi frați și surori. Și poporul lui Israel a fost scos afară, i-a dus Dumnezeu într-o încercare și cu cine s-a întâlnit? S-a întâlnit cu apa care era amară. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ce simbolizează apa în cuvântul lui Dumnezeu? Știm că apa simbolizează oameni, apa este un simbol al curăției prin care putem să fim curățați, dar în acest context pe care l-am citit și pe baza acelei experiențe pe care o citim din 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 4, când spune cuvântul lui Dumnezeu că ei au băut din stânca care era Hristos și aceasta era izvorul vieții. Ce reprezintă în acest context viața? Apa. Viața. Și poporul Israel a ieșit afară și s-a întâlnit cu ce s-a întâlnit? Cu viața lor anterioară. Dragi frați și surori, vreau să fac o paranteză. Să nu credeți niciodată când ai pășit în viața în Biserica lui Dumnezeu că tu ești schimbat. Când ai pășit în Biserica lui Dumnezeu, abia atunci încep pașii de sfințire pe care Dumnezeu vrea să facă în inima fiecăruia dintre noi. Și când ieșim și Dumnezeu îngăduie o încercare spre sfințirea noastră, spre creșterea noastră. Și noi vedem, în acea încercare ne întâlnim cu noi înșine. Când poporul lui Israel a ieșit afară și s-a întâlnit cu această apă amară, reprezintă nu altceva decât viața lor anterioară care nu era schimbată. Și când Dumnezeu a îngăduit această încercare, ei s-au descurajat. Și n-au recunoscut lucrarea pe care Dumnezeu vroia să facă. Și să vedeți minunea lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, Dumnezeu vrea să facă acea minune cu apa, cu viața ta și cu viața mea pe care a făcut cu această apă amară pe care a făcut în experiența copilului Israel. Dar cum se poate produce acest lucru? Știți cum se poate produce? Așa cum s-a putut fi realizat în acest context pe care a citim. Cum s-a transformat această apă, această viață amară, cum se poate transforma? Cum poate fi Dumnezeu Hristos Mântuitorul meu și Mântuitorul tău? Așa cum s-a transformat apa în acest context. Să vedeți. Vreau să vă citesc încă o dată de la versetul 24. Doamne, mulțumesc! Poporul a cârtit împotriva lui Moise, zicând, ce avem să bem? De ce a îngădit Dumnezeu, gândiți-vă, în pustie, să n-ai tu ce să bei?
Două treimi din corpul nostru conține apă. Deci elementul cel mai important, dragi frați și surori, prin care strigă și astăzi Dumnezeu, pe care o vedem în seceta aceasta mare care a venit peste noi în anul acesta, care nu a fost în ultimii ani, dragi frați și surori, strigă la fiecare dintre noi chemare la Hristos și chemare la Dumnezeul Creator. Aceasta este mesajul lui Dumnezeu, dragi frați și surori. Aceasta a vrut să fie mesajul și pentru poporul de atunci. Chemare la Hristos, veniți la Hristos, să aveți viața lui Hristos, lăsați viața voastră anterioară amară cu care v-ați întâlnit în această încercare și lăsați ca viața dumneavoastră și viețile voastre să fie schimbate. Dar cum se poate realiza, Doamne? Știți cum se poate realiza? Versetul 25. Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă și apa s-a făcut dulce. Dragi frați și surori, nu știu dacă Duhul Sfânt v-a sensibilizat inima dumneavoastră, dar știți cât de bucuros am fost când Dumnezeu mi-a vorbit. Când am descoperit acest adevăr frumos din cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, cum poate să fie viața ta și viața mea transformată? Cum? Cum poate să fie această apă amară schimbată în apă dulce? Domnul i-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă și apa s-a făcut dulce. Ce credeți că pe cine reprezintă acest lemn care a fost aruncat în apă? Pe cine reprezintă? Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Luca, capitolul 23. Luca, pe cine reprezintă acest lemn care a fost aruncat în apă și această apă, această viață, această apă amară, datorită aruncării acestei lemnă în apă, această apă a fost transformată în apă dulce. Cine este? Cum? Cine este acest lemn? Luca, capitolul 23, și vreau să vă citesc începând de la versetul 26. Pe când îl duceau să răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Sirene, care se întărcea de la căm și i-a pus crucea în spinare ca să o ducă după Iisus. În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de noroci și femeie, care se boceau și își băteau pieptul și se tânguia după el. Iisus s-a întors spre el și i-a zis, Fiicilare Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi însevă și pe copiii voștri, căci iată, vor veni zile când se va zice, ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de țățele care n-au alăptat. Atunci vor începe să zică mulți, cădeți peste noi și dealuri acoperiți-ne, căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Pe cine reprezintă acea bucată de lemn, acel copac care a fost aruncat în această apă? Pe Domnul Iisus Hristos. Atunci, rezolvarea am găsit-o. Cum a putut să fie schimbată acea apă amară în apă dulce? Prin aruncarea lemnului în apă. Cum poate să fie schimbată viața ta și viața mea amare într-o viață dulce? Prin primirea Domnului Iisus Hristos în viața ta și în viața mea. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu lăsăm ca fără să avem dovezi, dragi frați și surori. Noi nu vorbim despre niște teorii care nu pot atinge. Spunea o soră astăzi, cineva tot timpul mă împinge ca să păcătuiesc. Cine te poate împinge ca să păcătuiești? Nimeni. Nici satana, nici nimeni nu are dreptul. Păcatul este simpla alegere a fiecăruia dintre noi.
Atunci copiii lui Israel a ales să cărtească mai departe în loc să înțeleagă lecția intuitivă prin care Dumnezeu a lucrat prin încercări să înțeleagă metoda de lucru. Ei au cărtit și când au ieșit s-au întâlnit cu viața lor anterioară, cu viața amară. Și Dumnezeu i-a lăsat o lecție pentru noi astăzi, dragi frați și surori, că prin primirea acelui copac, acelei bucate de lemn în viața noastră care reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, viața ta și viața mea poate fi schimbată. Efeseni, capitolul 2. Efeseni, capitolul 2, capitolul 3, vreau să citesc începând de la versetul 17. Dragi frați și surori, nici nu ne putem gândi ce poate face Dumnezeu cu viața ta și cu viața mea dacă noi lăsăm ca El să fie în inima noastră. Efeseni, capitolul 3, versetul 17, spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având temelia, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți ființii care sunt lărgimea, lungimea și adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, cum putem să fim schimbați din viața aceasta amară pe care noi o trăim astăzi? Noi credem că Dumnezeu este limitat, dragi frați și surori, ca și cum noi suntem limitați. Dar să știți, Dumnezeu poate să facă cu viața noastră chiar și acele lucruri pe care noi nu ne gândim. Noi zicem, eu așa sunt și eu nu mă pot schimba. Aceasta este judecata unei minte stricate, dragi frați și surori, și aceasta este influența satanei, pentru că el spune, oricum nu te poți schimba. Și Dumnezeu nu vrea să ne lase la marginea Egiptului, vrea să ne conducă, să ne învețe lecția pașilor de sfințire, așa cum a învățat poporul din vechiul Israel, dar noi când ajungem la încercare, când ne întâlnim încă o dată cu viața noastră, cu viața noastră amară, noi cărtim împotriva lui Dumnezeu că de ce nu avem apă. Dar Dumnezeu are ținte mult mai înalte pe care un om, mintea unui om le poate închipui. Versetul 20 citesc mai departe. Efeseni capitolul 3, să vedeți ce minune poate face Dumnezeu dacă lăsăm ca Hristos să facă parte din viața noastră. Efeseni capitolul 3, versetul 20 spune mai departe. Iar celui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem. Cum adică, dragi frați și surori? Dumnezeu poate să facă mai mult. Eu gândesc, știi, am niște standarde pe care eu le gândesc. Vreau să fiu așa, vreau să fiu, să nu mai fac aia, să mă sfințesc, să mă consacrez, să mă rog mai mult, să studiez mai mult și așa. Astea sunt gândurile noastre limitate. Dar zice cuvântul lui Dumnezeu, zice Apostolul Pavel către biserica din Efes, Dumnezeu poate să facă mai mult din tine de ceea ce gândești tu. Dragi frați și surori, eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, oare avem noi această credință? În primul rând, ca tu să ajungi la o sfințire înaltă, trebuie tu ca să crezi în primul rând. Dacă tu n-ai această credință, atunci Dumnezeu nu te poate ajuta. Ultimele versete vreau să vă citesc. 1 Ioan, capitolul 3. Dacă vrei să crești în sfințire, dacă vrei să-L ai pe Hristos ca mântuitor, trebuie să ai credința pe care El a avut-o. 1 Ioan, capitolul 3 și vreau să citesc începând de la versetul 1. Dragi frați și surori, eu doresc din toată inima Dumnezeu să vă influențeze și să vă impresioneze de frumusețea cuvântului lui Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților,
Acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu ni s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este El. Dragi frați și surori, să nu pierdeți niciodată această credință. Tot timpul, să nu fiți mulțumiți niciodată cu starea în care vă aflați. Spuneți, Doamne, eu vreau să fiu mai bine, mai mult, mai consacrat și să cerem acest lucru cu credință, pentru că spune versetul, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, adică cum? Atât de desăvârșit și atât de sfinți vom fi și atât de curați ca și cum este Domnul Iisus Hristos. Dar dacă tu nu crezi, dacă nu avem această credință, cum să ne ajute? Versetul 3, vreau să citesc ultimul verset. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Cât de frumos și cât de simplu, dragi frați și surori. E o întrebare pentru mine și pentru dumneavoastră. Cât timp vrem să ne mulțumim mai departe cu viața aceasta amară? Cât timp vrem ca Dumnezeu să ne conducă din experiență în experiență și să ne întâlnim cu noi înșine? Ne schimbăm biserica, ne schimbăm locul de muncă, că nu ne înțelegem cu unul, nu ne înțelegem cu altul, dragi frați și surori. Și vedem oriunde mergem, ne întâlnim cu viața noastră, dragi frați și surori. Dar Dumnezeu vrea să aducă o transformare mai profundă. Oriunde te duci, te întâlnești cu tine însuți. De tine nu poți fugi nicăieri, de aceea trebuie să venim la Domnul Iisus Hristos. Și să avem acea nădejde, acea încredere a transformării vieții noastre. Și să credem, când El va veni, vom fi ca El. Dumnezeu să ne ajute să creștem în această experiență prin Harul Său. Amin.